27.000 de pachete de țigări au fost confiscate miercuri de polițiștii suceveni. Țigările au fost descoperite în 3 autoturisme care au fost oprite în trafic în municipiul Fălticeni. Mașinile au fost duse la sediul poliției și au fost reținute pentru continuarea cercetărilor, iar cei 3 șoferi și un pasager sunt cercetați pentru infracțiunea de complicitate la contrabandă. Polițiștii au stabilit că țigările provin din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Valoarea acestora era de peste 50.000 de euro și erau destinate pieței negre din capitală. Celor 4 persoane suspecte ce au fost identificate în autoturism li s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la contrabandă. Autoturismele cât și țigările au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. O altă captură de țigări a fost făcută de polițiștii de frontieră. 7.500 de pachete de țigări de contrabandă care urmau să ajungă pe Piața Neagră au fost confiscate în apropierea graniței. Polițiștii de frontieră aveau informații că o rețea care se ocupă cu traficul de țigări peste frontiera verde urma să aducă un nou transport de țigări în țară. În noaptea de marți spre miercuri, polițiștii au surprins în flagrant un grup de persoane care transportau 5 colete voluminoase în apropierea frontierei. 2 bărbați din comuna Brodina au fost reținuți, restul reușind să fugă de polițiști. Cei 2 bărbați de 26 și 33 de ani sunt acum cercetați pentru complicitate la contrabandă. Procurorii suceveni cooperează cu autoritățile de frontieră ucrainene pentru identificarea tuturor persoanelor care fac parte din rețeaua de traficanți.